trebuie să fim gata în orice moment cu mare drag să primim, să le arătăm, să le povestim. Urmează foarte multe încă de copii. De exemplu, chiar venind în pace, noi vorbeam cu echipa săptămâna trecută despre indicatori și așa mai departe care arată unde sunt aceste fenomenuri care merită și să fie vizitate, să fie văzute, cât de repede ați găsit problema asta de mult. Eu am mult. Am făcut și eu câteva poze pe drum. Asta o să sunt. Deci o să lucrăm la asta și foarte tare sper că acum, chiar în proiectul Drumuri Bune, echipele care lucrează prin țară să se indice, să ne ajute să instalăm aceste indicatoare care o să ușureze pe drumul și o să facă vizibil existența acestor bolnavi. Cartea albă, despre care noi vorbim și eu așteptam mai repede, tot telefonam pe băieții și întrebam unde suntem, la ce etapă, ca să ieșim mai repede. Deci, părerea mea era simplu, repede de făcut. Eu înțeleg că s-a făcut un lucru enorm și am trecut prin lucrul care s-a făcut, m-am uitat. Apreciez și vă mulțumesc pentru ce am făcut până acum. Este un pas foarte important. Urmează următorii pași, pentru că nu ne oprim aici la ceea ce este scris pe hârtie. Și tot ce este scris pe hârtie acum trebuie de pus în viață. Pus în viață înseamnă mult mai mult decât pur și simplu respectarea unor reguli. Și noi trebuie să înțelegem că turismul asta înseamnă discutam acum, asta de fapt când pleci dintr-un local care l-ai vizitat, pleci cu câteva sentimente, da, pleci cu memoria, ce ai văzut acolo, dar cel mai mult pleci cu sentimente, cum te-ai simțit, cum ai fost deservit, cum ai fost ajutat, cum ai fost servit, cum ai mâncat și care gusturi au rămas după vizita în astfel de local. O să vă povestesc un moment care s-a întâmplat cu mine acum o lună și ceva în urmă, mergând, chiar veneam de la o întâlnire la birou, spre clădirea guvernului și mergeam pe jos și pe lângă Ștefan cel Mare, lângă pe mine, m-am întâlnit cu două persoane din Australia. Chiar am făcut un selfie cu ei și l-am postat pe Facebook. Deci, domnul i-a venit în Republica Moldova după ce au vizionat o emisiune la televizor, BBC sau ceva de genul ăsta, în care se povestea despre bucătăria Republicii Moldova. Și au zis că noi am venit, vom sta 3 zile, vrem să gustăm din bucatele naționale a Republicii Moldova și vrem să vizităm și locurile care sunt prin preamă. Mie mi se pare că asta e un exemplu minunat. Sper că ei au rămas mulțumiți de ceea ce au văzut, ceea ce au gustat, ceea ce au mâncat în Republica Moldova, pentru că urmarea vizitilor vor afla și alți oameni. Word of mouth, așa se oameni povestesc. Asta e cel mai bun marketing pe vieță. Atunci când ai sau când un prieten îți spune când mergi acolo, pe acolo, se mănâncă bine acolo, se vește bine și acolo este frumos. Lucrurile astea lucrează și este important noi să putem face față. Și aici mă refeream la faptul că nu ne oprim doar aici, avem mult mai mult de lucrat și cei care sunt în domeniu trebuie să înțeleagă unde au de muncit, ce au de făcut. Trebuie să ne gândim și la momentul că trebuie antrenați, trebuie să careva training, dar asta ține de fiecare agent economic în parte și o să sigur că asta de fapt face diferență. Și calitatea de servicii. Comunitatea produselor care le servesc. Mai vreau să vă spun că astăzi o să vedem aici prezentarea la ce s-a lucrat. Urmează să vedem cum ne mișcăm mai departe și într-adevăr eu cred că asta este o cultură importantă și o reformă sau o revoluție, cum a menționat Doina, în domeniul turismului și foarte tare îmi doresc că lucrurile astea se întâmplă. El se va întâmpla atâta timp când va fi suportul, va fi înțelegere și va fi muncă din partea la toți cei implicați. Sigur vreau să mulțumesc pentru muncă care
se implică, înțeleg necesitatea acestui, dezvoltării acestui sector și se implică și ne ajută, noi apreciem și foarte tare sperăm că toți o să strângem roadele acestui mici mari. We're here for one simple reason. We want to bring those jobs to Moldova. And the only way to do that is to get the policy and regulatory environment right. We're already investing in some experimental programs and bed and breakfasts, the Des Opera, the tourism office in Chișinău, in my neighborhood. But for that to really take off and mean something, we've got to get the policy and the regulatory environment right. And that's why we're here today, and that's why we're honored to be partnering with the Ministry of Economy and with our implementing partner, Chemonics. I truly believe that when my tour of duty is over here, and I mai complex. Și noi ne trebuie timp să ne întâlnim cu toți actorii din sector, să înțelegem cum putem să ușurăm și să facem un mediu astfel ca fiecare să lucreze. Noi nu poate industria să lucreze dacă hotelele nu-și fac job-ul și nu au prețuri competitive și nu au standarde de calitate. Nu putem să lucrăm dacă nu avem ghizi care să comunice despre istorie, despre ce este Moldova, ce reprezintă. Nu putem să lucrăm dacă nu avem pensiuni rurale, pentru că până la urmă și acei australieni au venit pentru a explora aspectul gastronomic, bucătărie tradițională, care își vedem în pensiunile rurale. În domeniu am îndrăgit cu oamenii de aici și mai vreau să zic că am simțit că lumea atunci când venea în acele șase sectoare, în șase domenii, șase ședințe din diferite domenii, persoane când veneau, am văzut că dădeam de la ei, undeva poate pierdeau timp, lăsau activitățile și veneau aici. De ce? Pentru că aveau o speranță și mizează foarte mult pe noi. Acum noi, în toată avalanșa asta pe care am strânit lumea și sectorul și am trezit multe speranțe. Lumea mizează, de aceea noi ne angajăm să ducem acest lucru la bun sfârșit și vreau să spun și să vă asigur împreună cu domnul ministru, în persoana Ministerului Economiei, ați găsit, de fapt, un partener de încredere foarte bun și o să ducem lucrurile până la capăt cu brio. Avalăm totul ca să fie lucruri de echilibrat, să dăm argumente, să spunem cu ce vrem. Și am să vedem prin faptul că, bun, a vorbit și domnul ministru despre emoții, a vorbit și doamna Hirea despre joburi. Avem nevoie de toate aspectele astea, dar avem cel mai important și ce fel de emoții trăiesc pe aici. Și atunci, am început și produs sau un aspect. Bun, deci, principalul fund al cărții altfel a fost identificat și de parte bariere și care sunt greutățile pentru apariția de noi afaceri. Și, mai simplu, că noi am vorbit mai mult, sau ne-am focusat mai mult pe partea de